Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum, că se fură mult în țara asta știm și că se fură cam fără cap și asta știm, dar ne place să dăm exemple, că suntem răutăcioși cu hoții. Sigur că nu e România cea mai coruptă țară din lume, dar pare că unii se străduiesc din greu să ne ducă acolo. Pe de altă parte, aș vrea să observăm că nici nu contează că alții sunt chiar mai rău ca noi. Că noi aici trăim, sau, mă rog, de alți români depindem, cei mai mulți dintre noi, în viețile noastre. Și ca atare aici am vrea să ne fie mai bine în primul rând. Și avem azi un caz tragicomic, aș spune. Un director al unei case județene de pensii a fost prins cu mânuța în banul public, judecat și condamnat. Dânsul era șef la casa de pensii Dâmbovița. O funcție cu salariu bun, sporuri și mai bune, contribuții pe muncă plătite la timp, siguranța locului de muncă, pensioară frumoșică la orizont, tot ce trebuie pentru un trai liniștit. Cum a observat și Luca, un loc de muncă din care nu te dă nimeni afară, adică rămâi în sistem până la pensie. Deci trai liniștit, dar nu, tentația unui mic furtișac din bani publici a fost prea mare. Știți, e ca în anecdota aia cu scorpionul și broasca țestoasă. De ce a înțepat scorpionul broască? Luca chiar nu știe. De ce? Deci, da, scorpionul vrea să treacă de partea cealaltă a lacului. Și nu știe să nuate, n-are acum și vede o broască țestoasă. Zice, mă duci pe mine dincolo. Și broasca îi spune, mi-e frică de tine. Dacă mă înțepi, ai nebunit cum să te înțepi? Păi, da, ce, mă nec și eu? În mijlocul lacului, scorpionul înțeapă pe broască. Și în timp ce aia își dă duhul și se duce la fund, odată cu scorpionul, întreabă, da, de ce ai făcut asta? Adică acum o să murim amândoi, de ce m-ai înțepat? N-am putut să mă abțin. Zice scorpionul. Și tâmpenii. Da, tâmpenii absolută, dar băi, așa e, e cu domnul în chestie, da, știi? Da, da. Curtea de conturi a făcut un control, a descoperit că domnul director băgase în buzunar 38 de bonuri de motorină. Nu. Ba da. Pe care le folosise în interes personal, 1900 de lei firar să fie. 1900 de lei, mă. Probabil nici cât sporul de condiții vătămătoare pentru stat pe scaun la birou. Azi, bonul de alea de 50 de lei. 50 de lei bonul. Păi ce mai faci cu un bon de 50 de lei azi? Pui benzina de 50 de lei. Practic nu s-a scumpit benzina. Bun, deci 1900 de lei furați sunt totuși infracțiune. Adică 1900 de lei, asta e. A început un proces penal, domnul director și-a recunoscut fapta, a plătit prejudiciu, a plătit prejudiciu, deși a primit în consecință o pedeapsă mai ușoară. Nu-i dăm numele. Că suntem doar răutăcioși, nu cruzi. Adică nu vrem să-l umilim mai mult decât s-a umilit el pe el însuși. Ce pedeapsă a primit? Aici e un anumit tâlc. Poate că judecătorul a avut și puțin umor, un an și 6 luni cu suspendare și muncă în folosul comunității la un azil sau o mănăstire. Pentru că banul e ochiul dracului. Fiule, du-te și mântuiește de acolo. Și în fine, detaliul care a adus această poveste la Republica Fantastică România, vă spun, deci un furtișac mic, e trist subiectul ăsta, pentru 1900 de lei ăla s-a, și-a nenorocit cariera, tot. Dar, cum credeți că l-au prins pe domnul director că palma bonuri de combustibil? Știți cum e cu bonul ăsta, pentru cine n-a folosit niciodată? Primești din partea instituției bon, te duci la benzinărie, alimentezi, plătești cu bonul de la instituție, pentru mașina instituției. Deci 38 de bonuri de motorină, doar că direcția de pensii Dâmbovița avea doar mașini pe benzină. Asta e. Ce zic? Deci eu a băgat motorină. Și când a venit curtea de conturi, a zis, da, pentru ce motorina? Că voi n-aveți decât pe benzină. Înțelegi? Deci cât de tont să fii, că altfel nu se... Nu se poate spune. Am mai văzut oameni care au băgat motorină în loc de benzină, dar ei nu și-au stricat decât propriile motoare. Așa, nu și cariera. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.